Bună, Capricorn, și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 22-28 ianuarie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Capricorn, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce ți-aduce. Clarificăm cărțile de tarot. Îți ofer și un sfat din partea îngerilor romantici chiar avem două oracole pentru că vom avea o lună plină în Leu care e foarte puternică și care ține și de dragoste printre altele. De asemenea, îți voi răspunde la o întrebare cu ajutorul unui oracol, iar în final vedem surpriza pentru Capricorn. Bun, în primul rând, este o săptămână, dragilor, în care intrați în contact cu foarte mulți oameni. Finalul de săptămână poate să fie ceva mai aglomerat și invită la eliberare, da? Dar vin cu vești bune și anume că Venus intră în zodia voastră și e ok. Da? Venus intrând în zodia voastră, în primul rând, vă face mai atractiv, vă face să vă simțiți mai bine. Îl mai potolește acolo pe Marte care e dezlănțuit. Vă face să fiți mai dulci, da? vă face să fiți poate mai răbdători. Foarte mulți capricorni o să exprimați așa în jurul vostru un aer de atracție, de... Uh, pasiune, poate. Uh, și zic asta că veți simți energiile astea începând cu 23 ianuarie, timp de câteva săptămâni. Deci aveți timp, atrageți banii, atrageți frumusețea, sunteți într-o poziție foarte bună, zic eu, da? cu, cu Venus acolo în semnul vostru zodiacal. Uh, cumva aș spune că reușiți să vă rezolvați tot felul de probleme da, tot felul de probleme cu Venus acolo și doamnele și domnișoarele, dar și bărbații, nu știu, toată lumea o să înceapă să se aranjeze, mai mult să se ocupe mai mult de felul în care arată de plăcerile sale și așa mai departe, însă repet, puteți să fiți și un magnet, da? Dacă discutăm de dragoste sau de bani. Apoi, avem luna asta plină în Leu, luna plină care pentru tine activează axa 28. Uh, și este în cuadratură cu Jupiter. Da, nu e cea mai liniștită lună plină din lume, dar pentru voi zic eu că vine cu un moment de eliberare. Și pentru foarte mulți capricorni poate să fie un moment în care fie finalizați un demers financiar, poate legat de o bancă, legat de niște acte, o moștenire, un partaj, poate pentru unii este vorba despre a finaliza o colaborare Posibil și acest lucru, dar dacă discutăm de zona personală aici, pentru capricornii aflați într-o relație, poate să fie un moment puțin decisiv. În care luați tot felul de de hotărâri, vedeți că poate să fie și o problemă acolo legată de comunicare și atunci e nevoie să. Spuneți lucrurilor pe nume, poate acum da și poate treaba asta vă scoate din zona de de confort. Aș spune că pentru capricornii singuri este un moment în care, singuri, poate unii sunteți indeciși că Jupiter acolo cu siguranță va duce multe oportunități. Da. Da. Cumva pentru capricornii singuri poate abia acum vă dați seama ce vă place, ce nu vă place, poate închideți anumite flirturi și spuneți gata, mă bag în ceva serios. Sau poate unii vă dați seama că vă pierdeți energia iurea. Poate ați început un, pro, un, proiect important sau ați început ceva cam acum jumătate de an, undeva în vara anului 2024, 2023 și atunci el acum ajunge la, la un apogeu. la un Să știți că finalul de săptămână este puțin tensionat pentru toate semnele zodiacale, însă tensiunile astea vin în final cu niște rezolvări absolut fantastice, cu niște rezolvări surpriză. Pentru tine pot fi tensiuni acolo legate de persoana iubită, pot fi tensiuni legate de bani, aprecierea pe care o primești. Vedeți că pentru unii capricorni, ca Pluto pe acolo prin vărsător vă poate schimba sursa de venit, da? poate sunteți deschiși să încercați altceva sau poate pentru alți capricorni începeți să vedeți banii altfel. Da? Vă crește încrederea în voi și atunci vă dați seama cam ce meritați. Pe de altă parte, uh, v-aș sfătui o mai mare atenție spre weekend la ceea ce comunicați, pentru că o să fiți provocați, cu toții vom fi. Uh, și este posibil fie să spuneți niște vorbe mai dure, fie să luați niște hotărâri radicale privind viitorul familiei, privind viitorul vostru privind uh, munca. Uh, este un moment în care capricornul poate să fie solicitat atât din punct de vedere profesional, da, cât și personal și oarecum e nevoie acolo să vă împărțiți cumva. Partea bună a lucrurilor este că prin răbdare, prin toleranță și prin credință ai putea să rezolvi problema. Vezi că ai un mod de a comunica, de cum să spun eu, poți convinge pe oricine de absolut orice și cu siguranță foarte mulți capricorni veți avea poate diplomația necesară, poate veți reuși să vă organizați discursul în așa fel încât să, vă rezolvați problemele. Da? Surprize care apar, surprize plăcute până la urmă, dar poate era cazul să comunici. Și acum cumva ești pus la colț și ți se dă microfonul în față și spune hai vorbește. Și poate asta te scoate din zona de confort, dar ideea este că ești foarte mult ajutat, da? foarte, foarte mult ajutat, pentru că vei avea niște rezolvări absolut magice. Uh, vești care apar, poate unii capricorni, puteți să cunoașteți pe cineva, alții aveți tot felul de surprize în relația de cuplu spre final de săptămână. Și eu zic că e de bine, da? chiar dacă, repet, cu toții vom simți tensiunile respective, cu siguranță mulți capricorni o să începeți să vedeți lucrurile altfel. Hai să vedem, dragilor, și arhanghelii ce zic, ce trebuie voi să știți. A ieșit lumina nemuririi spirituale, numerele importante 4, 8, 12, 3, 48, culorile importante, albastru, roșu, mov, galben, verde, iar arhanghelul Mihail este cel care ție îți oferă un dar, o ghidare. Ard tot ceea ce este trecător în tine, astfel încât să rămână și să strălucească numai esența pură dumnezeiască. Te ajut să-ți descoperi lumina interioară. Sunt salvatorul, sunt salvatorul sufletelor din infernuri și călăuza lor spre cel prea înalt. Cu alte cuvinte, dragi Capricorni, este o săptămână de curățare pentru voi, de purificare, așa cum am menționat și din punct de vedere astrologic, deci se accentuează mesajul ăsta de purificare. Este un moment în care vezi că poate crește intuiția, este o săptămână în care um, ești salvat, da? ești salvat și cumva ești pus într-o poziție mult mai bună. Ok, hai să vedem acum și tarotul ce zice pentru Pentru capricorn, care sunt pasajele pentru voi? Ce trebuie să știți pentru capricorn? 22 28 ianuarie. A ieșit prima carte regele de bâte. Ok. Până acum avem multe arcane majore, foarte multe și sunt arcane majore decisive, toate sunt pe partea ta ca să ne înțelegi. Zece de cupe, cavalerul de cupe, lumea, aolo, ce faceți aici, dragi capricorni, dragostea e mare pentru voi, da? Deci capricornii singuri, mare atenție prin jurul vostru că sunt șanse să apară cineva, dar trebuie să fiți și voi pe fază, să comunicați, să flirtați, să fiți acolo. Capricornii aflați într-o relație, vedeți că aici se decid niște lucruri foarte interesante săptămâna aceasta, poate chiar o relație de cuplu care funcționează de foarte mult timp, acolo pot apărea, pot apărea schimbări. Da? Cineva îți face o ofertă aici, cineva vrea să mergeți mai departe cu relația sau poți să cunoști o nouă persoană care să te ajute, care să-și dorească ceva cu tine. Avem un rege de băte, o legătură cu zodii de foc, leu, berbec, săgetător, dar văd eu că este și un moment în care comunici foarte mult cu cineva sau aveți tot felul de activități în comun. Poate discutăm de o negociere, de o afacere. Diavolul, la baza manifestărilor tale, e cartea ta în tarot. Deci este o săptămână în care tu vei fi în energia ta, vei da dovadă de autenticitate, frumusețe, Bine, acum îți vei dori să controlezi lucrurile sau o îți vei dori să rezolve anumite lucruri, doar că trebuie să te deschizi, că na, la cei pe cer nu prea avem noi controlul total. Și este și o săptămână în care tu te vei concentra foarte mult pe planul material, dar și pe plăcerile tale. Faetonul, tonul în inima ta. Poate ai o legătură cu Zodia Rac, dar văd aici și uh, un moment în care poate ai de făcut niște drumuri pentru casă poate te gândești să te muți, îți vin persoane în vizită. Un triumf sau un eveniment care uh, cumva este prezent în viața ta privată de prin 2023. Da? Roata destinului în mintea ta. Uh, dragi Capricorni, să știți că este o săptămână foarte intensă pentru voi, foarte puternică, nu e negativă, e ca și cum puterea e la voi, dar voi sunteți uh, regii sau reginele uh, voastre, deci uh, voi sunteți cei care decideți, pentru că puterea cu oarecum e la voi, energia e la voi. Roata destinului în mintea ta spune că este o săptămână în care te vei concentra foarte mult pe semnele astea divine și cu siguranță foarte mulți capricorni veți reuși să găsiți soluții la anumite probleme. Da? Vi se învârt acolo uh, roțile în minte și vă vin idei. Sunteți pozitivi, Marea Preoteasă, o altă arcană majoră în exteriorul vostru, aici domnește liniștea, domnește uh, misterul în exteriorul vostru. Poate sunt persoane care nu prea știu ce vor sau persoane care um, sunt cumva mai secretoase, mai misterioase, dar aș zice eu că și planul spiritual din ce văd aici ar putea căpăta o, o importanță foarte mare. Cavalerul de monede. Este o persoană aici pe care tu te poți baza. Un prieten, persoana iubită, uh, un copil, cineva din familie. Este o persoană aici care îți face o ofertă serioasă, sigură. Este adevărat că e cineva care se mișcă cam greu, dar este și o persoană care este dispusă să te ajute din punct de vedere financiar sau o persoană care cumva uh, îți cere ajutorul privind o situație uh, legată de o problemă de sănătate, pentru unii mai poate să fie. Este o persoană aici discretă, o persoană sinceră, tolerantă, iubitoare, dar știi cum e cineva care are nevoie de dovezi, e cineva serios, doar că viața acestui om este pur și simplu învăluită în mister, dintr-un anumit punct de vedere. Regele de Cupe, ultima carte, din nou o carte de curte, aici poți avea o legătură cu zodii de apă, rac, scorpion sau pești. Dar văd și o persoană sensibilă, cineva care te poate ajuta, cineva care îți poate oferi o ghidare foarte puternică în săptămâna aceasta. Și spun eu că lucrurile se maturizează, dar lucrurile ajung într-un punct înalt aici, asta e clar. Cumva un fel de apogeu, un fel de final și așa cum v-am zis, deci dacă aveți lucruri pe care le-ați început prin vara anului 2023, uite, acum le clarificați, acum ajung la un nivel mare și vă bucurați de roade. Dragi Capricorni, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături până la final. Iar dacă dorești o analiză cu mai multe detalii, te invit și la partea bonus. Ce primești acolo? Păi discutăm despre fiecare zi în parte ce ți aduce. Clarificăm cărțile de tarot. Îți ofer un sfat din partea îngerilor romantici și avem două oracole pentru că e una asta plină în leu care ține și de dragoste până la urmă îți răspund la o întrebare cu ajutorul unui oracol, iar în final vedem surpriza pentru tine în această săptămână. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc o săptămână cât mai frumoasă.